Dragi prieteni, în primul rând vreau să vă spun că lângă mine sunt niște prieteni ai concursului internațional Cupa Decebal, iar anfitrionul acestui eveniment este Ionuț Bâliș. Domnul Ionuț, împreună cu concurenții, vom discuta câteva lucruri despre această competiție. În primul rând vreau să vă felicit pentru efortul pe care îl faceți. Vreau să le spun telespectatorilor că și astăzi erați pe teren, mai erau lucruri de rezolvat. Dar și mai sunt încă de rezolvat, dar important este că ați încercat și vă străduiți ca acest eveniment să fie un succes. În primul rând aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca și organizator, să ne spuneți câteva lucruri despre această cupă Decebal. Bună ziua! Această cupă Decebal a început acum anul trecut și la cererea colegilor și concurenților datorită faptului că le-a plăcut foarte mult traseul, locul, zona Moldova mi-au recomandat să organizez un concurs internațional și am făcut tot posibilul și anul acesta l-am realizat. Eu sunt convins că, văzând că aveți o participare atât de importantă, aveți și având anvergura unui concurs internațional, eu sunt convins că și la anul vom putea repeta acest interviu. Sigur că de la an la an acest concurs va crește din punctul meu de vedere. Și mai devreme am prezentat telespectatorilor noștri un scurt interviu și cu domnul primar și cred că e momentul să mulțumim și Consiliul Local și domnul primar pentru sprijin. Sigur, pentru început e un sprijin mai cu cupele, cu celelalte materiale promoționale, dar este important pe dumneavoastră. Mic ajutor este important. Da. Din partea pentru că o să revin la dumneavoastră, o să rog și din concurent să se prezinte și să ne spună, în primul rând, o să iau din dreapta, vă rog să vă spuneți numele și să ne uităm la camera de luat vederi. Bună ziua, mă numesc Lucian Băruiu, sunt team liderul și antrenorul clubului Lucky Horse Endurance Otopen de lângă București, clubul care deține locul 1 în statistica națională în ultimii 2 ani, respectiv 2019-2020, atât la călăreți cât și la rezultatele cailor. Clubul nostru are cea mai mare densitate de cai și călăreți la lotul național și lăsăm la o parte, să spunem, laudele care le-am aruncat acum. Cel mai important în momentul ăsta, că ne aflăm la Hemeș, Bacău, România. Moldova, cum spuneți mai devreme. Moldova. Da? Vă place aici la Hemeș. Nevastă mai moldoveancă. Chiar dacă sunt mitic de regat, suntem la cel mai bun prieten al nostru, Bâliș Ionuț. Nu la CSE Decebal, nu la Clubul Ecvestru, suntem la prietenul nostru acasă. Pentru un prieten, da. Numai pentru un prieten, iar obiectivul lui noi îl susținem prin participare ca atât putem în acest moment și ca o recomandare pentru cei potenți din Bacău, Bacău nefiind un oraș sărac, să vină lângă acest om care face un pas extraordinar și mă refer la cei care au mai citit istoria Moldovei. Ștefan cel Mare este atestat ca primul proprietar și organizator de herghelii cu acte în istoria Europei. Primele herghelii cu acte, pedigriu și origini ale cailor în Europa și în Europa de Est le-a înființat Ștefan cel Mare cu răzeșii lui. Drept pentru care acum a mai apărut un rezeș de-al lui Ștefan, hai să fim lângă el și să putem să reînființăm pasiunea și nebunia moldovenilor pentru cai. Moldovenii iubesc cai și moldovenii au tot ce le trebuie pentru a face cai de sport și cai de mare performanță. Noi suntem alături de ei și cât putem fi și avem posibilitatea, vom fi aici la dumneavoastră și mulțumim pentru primire de fiecare dată. Ați mai participat și în ediția trecută ați fost aici, anul trecut? Păi eu sunt capul răutăților. Am înțeles. Hai să vorbim tot din echipa dumneavoastră. Cât sunteți în echipă? Cam 4. 4.
Bună ziua, sunt Mihai Cevaldin Laurențu și sunt sportiv la Lachicos Otopeni. Așa, cum ți se pare atmosfera aici când vezi pe toată lumea, toți concurenții, e plină terasa aici la Ionuț? Foarte plăcută, îmi place foarte mult. Atmosfera de concurs, ați intrat deja în atmosfera, am văzut că ați pregătit cai. Sunt foarte obișnuit, da. Mâine, ce rezultat spera să obțineți? Să ne calificăm. Să vă calificați. Nu ne dorim locul 1, locul 2, locul 3, ne dorim să terminăm cursa și caii sănătoși, iar la final să cinstim cu o bere moldovenească cu prietenii noștri de aici. Ionuț, iată că nu e vorba aici doar de sport, nu e vorba doar de competiție, e vorba și de prietenie, așa cum spunea domnul concurent. Dumneavoastră, cum îi simțiți pe ceilalți concurenți aici, alături de dumneavoastră? Îi simt aproape, ca de fiecare dată au fost prezenți și în acest sport, unde nu depinde numai de noi, pe primul loc este calul. Și toți ne dorim să terminăm o cursă care Bacău este un traseu foarte tehnic, trebuie să știi să călărești și să recunoști bine terenul ca să poți termina cursa. Și câteva detalii despre concursul care va avea efectiv loc mâine. Mai bun, da? Ia să vedem. Pentru că toți suntem prieteni cu Bali și Ionuț, repet, CSDC-Bali este o structură, dar prietenul nostru este Bali și Ionuț. Am luat decizia ca cel mai tânăr rider care va debuta pentru România pe o cursă internațională, călăreț, la abia 17 ani împliniți și domnișoară, să debuteze pe cursa internațională de 100 de kilometri aici acasă la Bali și Ionuț. Da, să o prezentăm și pe domnișoară sau se prezintă singură la cameră, te rog. Bună ziua, numele meu este Cristache Andreea. După cum ați auzit, am 17 ani. Și voi fi prima junioare din România care va participa la o cursă internațională de anduranță la 100 km. De unde e pasiunea asta către această zonă sportivă? Păi de mică am fost atrasă animale și fiindcă am mers prin tabere, prin fel de fel de experiențe cu alături de cai, am decis că într-o zi vreau să fac acest sport de performanță, pentru că m-a atras frumusețea acestui sport. Da, mulțumesc. Încă o dată, Ionuț, ne bucurăm foarte mult că suntem aici lângă tine. Ești o gazdă primitoare. Ne simțim foarte bine. Cam câți concurenți sunt pentru, ca informație pentru... Sunt 47. 47 de cursuri, da. Și bine, echipele sunt mai complexe, au venit și cu au venit și cu cățel și cu purcelul, ne și cu cățelul. Și un loc eu deschis la animale. Da, din păcate și cu neveste. Și cu nevestele, din păcate sau din fericire chiar. Da. E o atmosferă de familie aici, o familie mai mare aici la dumneavoastră. Suntem toți o familie. Așadar, noi ca călăreți suntem o familie, cel mai important, vă repet, sunt cai. Trebuie să ne iubim cai și deci iubim aceste animale. Iubim și trebuie să iei pe primul loc și după aceea noi. Da, iată un mesaj pe care vi-l adresăm și dumneavoastră, dragi telespectatori. Veniți cât mai mulți, mă adresez în special celor din Chemeș, dar și din comunele învecinate și băcăuanilor și din toată Moldova. Veniți mâine la Hemeiuș, pentru că noi vom difuza în această seară acest material. Veniți să vedeți o competiție internațională foarte, foarte, foarte frumoasă și cu oameni minunați. Eu vă mulțumesc. Dacă mai doriți să completați fiecare câte ceva, vă dau microfonul. Simplu. Veniți alături de Bali și Ionuț. Nu le urez succes celor alți contracandidați? Urez succes la toți participanții acestui concurs. Așa? Succes! Succes tuturor! Și noi vă mulțumim și încă o dată succes tuturor celor care sunt și astăzi și mâine vor fi aici la Hemeiuș. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu și rămâneți aproape de noi.